Mamă. Dar bun la gust. Bună. Femeia decide. Ah, da, mă, da, ceai. Ceai din ăsta, vezi că e forță. Zao Shanghao și bine v-am regăsit cu un nou vlog din Chongqing. Ne pregătim să mergem să mâncăm, să vedem ce găsim pe aici. Am observat că meniurile sunt scrise doar în chineză, ceea ce e normal, dar trebuie să găsim cumva variantă să discutăm cu ei, să ne înțelegem și Google să traducere, cred le spunem clar că nu vrem mâncare iute, practic. Da, pentru că e foarte ceea iute. Ce e cam nasol, pentru că aici Chongqing-ul este cunoscut pentru mâncare foarte iute. Haideți să vedem. Plimbăm noi pe aici, poate găsim un loc destul de ok, dar mie mi se pare totuși că avem noroc și a doua zi este vreme bună. Noi când ne-am uitat pe meteo înainte să venim în Chongqing, am văzut că ploua toată săptămâna, de fapt toată perioada pe care o stăm noi aici, dar de data era cu aceasta, Apple Store, cumva, cred că informațiile sunt eronate. Ia să uite la meteo cu Apple Store. Deci, practic, pe meteo, pe vremea de la Apple scria că plouă toată săptămâna, ceea ce e normal, pentru că ei nu au informații așa de clare, așa precise. Știți, celelalte aplicații nu prea funcționează bine în China. Am așezat la restaurant aici și totul este scris în chineză și doamnele de aici ne ajută ca să ne luăm ceva de mâncare. Oricum, i-am tradus, era acceptabil cu Google, doar că nu da, e chiar așa corect totuși. Aceste doamne. Ceea ce mi se pare ok este că oamenii, totuși, chiar dacă nu știu engleză, unii din ei, se complică să te ajute. Prețurile sunt ok, am observat că sunt între, mă rog, aveți la 110 yuan, dar noi am găsit ceva în jur de 15-20. Vedem ce-o fi când... Și chiar ne-a tradus, adică a folosit Google Traducere ca să ne zică dacă mâncăm carne, dacă mâncăm vită, adică chiar super de treabă oamenii. Și sunt foarte zâmbitori, era doamna... Presupun că proprietarul ne vorbea în mandarină și eu eram ceva genul, scuze, nu știu, chiar nu înțeleg, și a început să râdă și a, maică se tăbălea pe jos, dar oricum e fain, chiar, nu știu, mie mi se pare că sunt foarte deschiși, foarte prietenoși, foarte plini. Și restaurantul de aici mi amintește foarte mult de Vietnam, stilul ăla, adică păi, pur și uitați, simplu. Așa arată, practic, ai scăunele, ai măsuță, da, stai frumos, ca la școală, într-un fel. E cam același stil. Așteptăm să mâncăm, pentru că suntem rupți, după care trebuie să ne îndreptăm. Veți vedea. Ne-a venit mâncarea, practic eu am o supă de vită cu noodles. Vita mea și-a luat o supă de cârnați grași, așa a spus această doamnă, dar pare că sunt doar din carne. Arată foarte bine, miroase foarte bine și doamnele astea sunt prietenoase. Ne-a venit mâncarea, așa cum am arătat mai devreme și arată foarte, foarte bine. Uitați, bucăți de carne, cu adevărat. Cantitățile sunt enorme, totuși, adică pentru 15 yuan. Practic, noi, la prețul ăsta, ieșim cam la 3 euro și ceva, ca ieri cu autocar. Da. E puțin iute, totuși. E amuzant că a venit din nou să ne spună să amestecăm bine, ca să simțim mult mai bine aromele. Puțin iute, al meu, nu-i foarte. Și și e. Și e. Am plecat de la restaurant, am plătit cu WeChat. Cum puteți să știți, așa se plătește aici. Am dat 50 de yuan. Asta este bine. De fiecare dată când zic yuan, am impresia că îl citez pe tataia, pe da, bunicul pe meu. Tot. Dar foarte bună, foarte condimentată, foarte multă carne în acele noodles-uri și foarte multe legume. Foarte plăcut la gust și personal a fost incredibil. Iar eu cred că la un moment dat o să cedez și o să îmi iau pepene, pentru că peste tot, pe toate străzile de aici, din Chongqing, sunt foarte mulți vânzători, ambulanți, care vând pepene tăiat întreg. Da. Și nu doar pepene, au portocale enorme, da, mandarine, niște portocale toate pe steroizi, adică faine. Mi se pare că tot e pe steroizi, da. Tot e enorm. Și am văzut că portocalele, kilogramul e de 5 yuan. Deci foarte ieftin. Deci, pe noi ne schimbă toate prețurile astea, de asta facem că sunt foarte ieftine, pentru că noi venim din Coreea, care știm că e foarte scumpă și fructele erau la un nivel atât de înalt încât noi n-am mâncat niciun fruct cât am stat acolo. Aba da, am mâncat niște banane. Da. Foarte scumpă, din nou, da, în comparație cu Asia. Nu știu dacă și voi aveați aceeași impresie despre China cum aveam noi. Noi ne gândeam că este destul de închisă, dar când am ajuns deja de la aeroport, erau Ikea, era un Ikea. Starbucks, McDonald's. Hai, McDonald's, mă așteptam, pentru că fiind o firmă internațională și cumva are monopolul pe toată planeta, mă până gândeam că da. Da, KFC,
o groază de astea, magazine de lux, franțuzești, italienești și mai multe. Mă rog, dar luxul oricum vine din Franța și din Italia. Așa. Și Ikea, eram uimită să văd, și imens, adică practic de mai multe ori mai mare ca ce vedem noi în Europa, dar este deschisă de fapt țara. Așa că, na, foarte deschisă. Spre mele. Ați văzut și voi niște fetișcane chineze. Da. Oricum sunt foarte zâmbitori oamenii. Se uită de curiozitate să vadă ceea ce faci. Da, mai ales că noi avem dita mai camera în mână, deci toată lumea se uită. Se uită și când nu avem cameră. Apoi când presupun avem cameră. Că e ca la țară, la noi în România. Dar ce faci și maică ăla? Da. Ce filmează? A venit televiziunea? Mai avem zone în care mai sunt în construcție lucrurile, dar dacă nu, orașul arată foarte, foarte bine. Chongqing, în chineză Shangcheng, recunoscută drept cea mai mare municipalitate din sud-vestul Chinei, a fost inițial o parte integrată a regiunii Sichuan. În 2010, Chongqing înregistrează 32.800.000 de locuitori, ceea ce cuprinde orașul Chongqing și aglomerația, pe o suprafață de 82.401 km². Să vă faceți o idee aici, cursul valutar este astfel. Un yuan egal cu 0,63 lei. Că tot venea vorba de magazine de lux, avem Miu Miu, Prada și cam peste tot găsim tot fel de magazine. Avem și o femeie aici care nu știu ce tot vrea, că tot apare în cadru. Tocmai s-a băgat în seamă cu noi, un domn și cu soția lui. Nu sunt din Chongqing, dar ne-au zis de unde suntem și ne-au zis că noi locuim în Franța și ne-au zis că și ei au fost în Franța și le s-a părut Parisul, că în Paris au fost foarte frumos și foarte curat. Această doamnă Mov a venit să ne întrebe ceva, dar nu și-a dat seama că eram străin și... S-a dat cu... Oh, ok, deci practic nu putem ajuta. Astea sunt portocalele despre care vă povesteam noi puțin mai devreme. Sunt enorme. Hello! Chongqing-ul nu înseamnă doar building-uri foarte moderne, mai avem și acest tip de blocuri. De acest contrast, vă ziceam, vedeți, în față avem blocuri mai vechi și iar în mijloc, acolo, avem un dita mai building-ul foarte, foarte modern. Asta este China pe care o știu eu, cu foarte multe străzi, building-urile alea înalte, podul în mijloc, foarte, foarte frumos. Noi am ajuns lângă Raffles City, care e acest centru comercial înalt, imens, uitați cât de înalt este, iar în dreapta lui, zici că sunt în Lisabona, nu știu, arată foarte bine acel pod, iar aici avem o promenadă. Uitați acolo, building-uri, partea cealaltă la fel, alt pod care seamănă foarte mult cu acesta. Foarte frumos! Nu cred că v-am spus, dar noi stăm pe insulă, fix în centru, în inima Chongqing-ului. Asta este foarte bine pentru că avem acces la toate chestiile, stăm chiar aproape de centru. Și acum ne îndreptăm să ne întâlnim cu cineva, un prieten de pe YouTube, am putea să zicem. Și s-a nimerit să fim toți în același timp, fără să discutăm, adică nu știam despre asta. Ne-am dat întâlnire aici la Raffles City pentru că toată lumea vrea să-și cumpere papuci sau alte chestii. Eu știu că vreau să încerc să-mi găsesc niște papuci. Sunt în această căutare de când? Din India. Revăd vlogurile de atunci când încercam să-mi găsesc prin piețele alea și toți erau murdari și vechi. Acum încercăm, urcăm niște scări, dar nu știu ce scări sunt, că nu ne duce deloc la Raffles City. Vom vedea unde vom fi, poate e o platformă. Țin să subliniez că și în China sunt aceste cabluri atârnate peste tot pentru că Asia încă n-a găsit o soluție să le ascundă, numai că aici sunt mult, mult mai organizate, să zicem. Ia spuneți în comentarii părerea voastră despre aceste building-uri. Parcă zici că e o clădire din viitor, aceasta cu trei piloni, un tub între, de fapt sunt patru, pentru că unul nu-l vedem că e altă clădire în față. Wow! Ne aflăm în The Raffle Mall, v-am zis. Și vreau să vă arăt ce nebunie e aici, deja ia uitați câte etaje sunt, foarte multă lume. Și ce e fain e că puteți să urcați sus, să vedeți priveliștea de sus și chiar să faceți, să vă dați cu leagănul.
Impresionant. Iar acum vreau să vă arăt cu cine ne-am întâlnit. Valeria! Hello! Hola! The Backpacker Life! Cătălin, în spate! Așa că suntem aici foarte multă lume, am reușit să ne întâlnim. Iar în această zonă mai avem și foarte multe tarabe. Foarte multe tarabe pe aici. Ia uitați aici, puteți vă băgați picioarele în apă. Foarte multe tarabe, puteți să găsiți orice, de la durian, mango, la panda. Hello! Ia uitați ce sistem aici, deci practic asta e despre rațe. Aici avem rața împachetată, rață sub orice formă. Și uitați ce fain aici, avem umbrelele astea chinezești. Dar rața e la putere. Uitați prietenii, Valeria care e acolo. Hello! Oh. Ce-a încercat o doamnă care dă o carne destul de iute. Ce ați încercat? Dar a pus-o în gură și iute. Un șorici, un fel de... Nu știu ce e exact, dar e foarte picantă. Mamă. Dar e bun la gust. Bună. Destul de bună. Asta e aia ce ai încercat-o? Ce, rață? Nu, nu, nu. Dar nu, asta e rață? Duck? This is duck? Duck? Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Quack, oh, yeah. Mamă. Oh yeah! Ce-și-i? New friend! A fost super! În acest market oamenii pur și simplu se bagă în seamă cu tine. Zic unii că ești drăguță sau încearcă să zică în chineză, chiar dacă nu înțelegi. Am și întâlnit un cuplu care vorbea în engleză și ne-a zis că you are so pretty, așa că a fost super. Și pur și simplu am făcut poze cu ei și a fost fain. Dar e multă lume, foarte multă lume. Asta e bine cumva. Oh, oh. Auziți? Acolo cei doi împărtășesc idei. Suntem în Asia și e turon aici. Turon sau nuga. Ni hao! Vrei să cumperi turon? Nu, eu nu vreau să cumpăr, vreau să cumpere Valeria, deci vreau să cumpăr. Femeia decide. Eu i-am zis că nu vreau nimic și i-a zis nu, 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 femeia decide. Și atunci ea a zis că vrea să cumpere. Eu doar plătesc atâta. Ce compra? Marshmallow. Stai că Valeria o să cumpere toate chestiile aici, vedeți? Ia uitați-vă totuși cum se bagă acolo, traduce, dă-i. Hai, Valeria. Mie mi se pare că se fac aici niște negocieri destul de ciudate, pentru că noi, de fapt, eu nu cumpăr nimic pentru femeia mea, vreau să înțeleagă clar din prima. Dar aici, această doamnă, Cătălin, vrea să ia ceva? Vin cu de toate, profund de toate. Deci nu vrem să plătim acum. Avem aici aplicația Alipay, avem și WeChat. Ok? Ok. Deci a reușit să plătească într-un final. Ok. Trebuie să meargă acolo. Ok. Mă rog. Deci, aici este o nebunie. Toată lumea are ceva de spus. Se vorbește în mandarină. Dar e frumos. Puteți să gustați din ce vreți. Hai să mai gust din asta. A venit doamna aia și l-a luat pe iubitul meu. Ia, treci aici. Seru. Cătălin, ia, trebuie să gust ceva. Da, de fapt, stați că am înnebunit. Eu miroseam microfonul lor de ceai. Da, ceai. Ceai din ăsta, vezi că e forță. Bine, iubire. Am băut ieri. Și. Foarte bun. De trandafir mi se pare că e. Foarte bun. Am decis și noi să luăm niște ceai. Cât costă? 1,5 yuan pe gram. Deci practic dăm 30 pe 20 grame. Ok, și. Revin cu o informație importantă. Am fost să ne luăm ceai. Voiam să ne luăm ceai, însă am zis așa, că vrem într-un plic 10 grame, iar în celălalt plic 10 grame. Și era să ne luăm prima țeapă. Doamnele de acolo au cumva au pus niște plicuri pe cântar
Și au pus după aia plicurile noastre pline și ajungea la 400 de grame. Știi că noi am cerut 10 grame și 10 grame, deci 20 de grame. Și s-a ajungea la 50 de euro, știind că noi voiam ceva la 2-3 euro. Așa că n-am cumpărat. Asta este prima țeapă pe care era să ne-o luăm în Chongqing. Oamenii sunt drăguți, dar sunt unii care încearcă așa să dea țeapă. Oh my god. Da, asta voiam să vă zic. Ideea e că trebuie să vă uitați la cântar să nu vă luați țeapă. Fratele meu mi-a transmis mesaj, a zis că dacă vă vedeți cu Backpacker Life, da. Mi-a zis, sună urât, dar zic, auzi, se dai la... lui Backpacker Life, că i-am trimis mail și nu m-a luat în vacanță, ceva de genul. Aoleu, dar depinde. Poți să-i trimiți și tu înapoi aceleași urări. Aceleași urări. Îi trimit că îmi pare rău lui fratele, îmi cer iertare de la fratele și să-mi trimită mail că îi fac discount acum că nu a venit prima oară, că nu știu că mi-a scris. Îmi cer iertare, fratele. Tot Cătălin. Fratele? Gabriel. Gabriel. Cătălin, da. Și bine mă cheamă Gabriel și Cătălin. Serios? Da. Cătălin Gabriel, așa mă cheamă. Ei, da. Fratele. Și a fost Gabriela, deci practic aici prea mulți Gabrieli. Prea mulți Gabrieli în același loc. Acum am luat-o pe un drum în care numai mașinile pot să acceseze, dar noi suntem mașini, așa că mergem pe jos și ne îndreptăm spre Quixinglu Square, acolo ne îndreptăm. Practic o piață. O piață și vrem să vedem. Asta e, mă, uite aici. Da. Asta e, Cică. Așa că mergem cu toții să vedem. Ne duce Cătălin, ne duce Backpacker Life, el este ghidul, chiar dacă și el abia învață. Cred că ați văzut peste tot acest loc pe internet. Practic, ești în această piață. Ești în această piață și dacă mergi acum... Acum alerg, dacă n-ați înțeles, să vă arăt. Mi se pare că aici... Crezi că ești într-o piață? Și de fapt, ești la etajul 22. Acest oraș a depășit o groază de oraș, la așteptări și la oameni și la tot. Ia să vedem ce se află partea asta-altă. Nu e așa de impresionant, dar totuși. Dacă vă duceți partea și vă uitați, etajul 22, iar dacă veniți partea asta-altă, practic stăm la etajul 2. Cum este posibil? Cum este posibil ca într-o piață, într-o parte să fii la etajul 2, în cealaltă parte să fii la etajul 22 și să fii într-o piață la etajul 22? Cum este posibil? Eu chestia asta am văzut-o doar pe TikTok și cumva nu credeam că este adevărat. Mă gândeam că e ceva așa, făcătură, dar... Doamne, iartă-mă, cum este posibil? Noi, din păcate, trebuie să plecăm, pentru că mâine trezim dimineața să plecăm într-un loc destul de îndepărtat. Voiam să vă zic că oamenii ăștia sunt foarte simpatici și în realitate și că trebuie neapărat să vă abonați. Nu mi-au dat foarte mulți bani pentru chestia asta. Șpagă. O fac din sufletul meu. Eu i-am dat câțiva bani, dar i-a refuzat într-un final. Mă rog, asta rămâne între noi. Îl ia pe Cătălin într-un trip de la în Thailanda sau nu știu unde. Se duc cei doi Cătălin. Cătălin, frate meu. Așa că noi ne auzim în continuare, îi lăsăm pe oameni să plece acasă. Nu uitați să vă duceți pe canalul lui, nu vi-l mai zicem pentru că îl știți deja, Backpacker Life. Dar punem canalele în descriere, poate cine știe, până nu vă cunoaște lumea. Corect, nu să știe niciodată. Și Valeria, să nu uităm. Exact. Desigur. Da. Așa că, ceau. A-a. Noi am făcut o pauză puțin mai lungă pentru că a început ploaia, mai plouă și acum. În momentul de față ne aflăm pe Min Kwan Road, încă suntem împreună, nu ne-am separat. Și suntem impresionați de cât de frumos arată această zonă. Practic, este peste tot plin de neoane, peste tot ai... Ce să mai zic? E plin de viață, e frumosel. Cum ți se pare astăzi, chiar dacă plouă? Frumos. Mă impresionează China pe zi ce trece. Haide puțin mai în față, că am văzut ceva interesant. Să vă arătăm și vouă că am văzut azi câteva cazuri în care oamenii erau în public și cântau, vorbeau, făceau live. Mie mi se pare ciudat, dar și interesant. Uitați aici. Deci această domnișoară are Ditamai setup-ul, are PC-ul, calculatorul afară cu cameră profesională și a cântă și practic face live. Și erau multe persoane care făceau asta. Și mai este această domnișoară care la fel, presupun că e mare vedetă, cântă și dansează și domnul care dansează pentru noi, pentru că avem și noi un dansator privat, practic.
Ai avut o discuție foarte importantă cu un bărbățel. Acel nu? Domn pe care vi l-am arătat dansând acolo, că se zbătea el în toate sensurile, cum ai eu, alb, a discutat cu mine puțin în chineză, puțin în engleză, părea că toată vorbea japoneză. A încercat acolo să-și verifice nivelul la engleză, nu? Ceea ce e amuzant e că eu am dat pe Google Translate să vorbesc cu el în chineză. Practic, el să vorbească în chineză, eu în română și să facem acolo o mare combinație. O traducere. El începea să vorbească în engleză și mă gândeam, încântat, și o zi bună. Adică am discutat puțin cu el, ce am înțeles, ce nu rămâne, știe doar el. Dar e interesant, mi se pare că oamenii sunt foarte prietenoși, foarte zâmbitori. E sincer. Foarte deschiși, adică asta este important. Eu mă așteptam să ajung într-o țară cu oameni mult mai închiși, adică... Știind cum... Cum e văzută China în străinătate, ceea ce e o imagine foarte falsă. Și asta o descoperim, poate și orașul acesta face că e mult mai deschis, da. Nu știu. Nu generalizăm, nu spunem că toată China este așa. N-am fost în alte orașe din China, dar acest oraș merită văzut, foarte fain. Astăzi a fost o zi senzațională, deci totul a fost perfect. Nu uitați să vă abonați. Să dați un like. Iar întrebarea zilei este, ce părere aveți despre China din câte ați văzut în aceste două vloguri? Așa că apăsați pe clopoțelul acela, abonați-vă gratis, chiar dacă am mai spus-o, și noapte bună, ne auzim data viitoare cu un nou vlog. Pa!